Vă salut, dragi prieteni ai minutului de spiritualitate. Astăzi vom vorbi despre ciclurile de somn și undele cerebrale ca parte a miniserialului nostru despre unde cerebrale și stări ale minții. Iată ce legătură există între somn și palierele de unde cerebrale. La un somn odihnitor de 8 ore ar trebui să avem cam 4 momente de unde cerebrale delta. O fază delta naturală durează cam o zecime de secundă și observație interesantă este următoarea, și anume că în meditație faza de unde delta se poate extinde pentru un meditator foarte experimentat până la 10 secunde, deci de 100 de ori mai mare decât o fază delta pe care o experimentăm în mod natural în timpul somnului. În timpul zilei ar trebui să avem cam o fază delta la 40-45 de minute odată, cu durata medie tot de câte o zecime de secundă. În total, într-o zi, ar trebui să avem, în mod normal, cam 24 de faze delta. Într-o meditație de numărare de respirații, meditații de tipul celor care se practică în budism, într-o meditație de 20 de minute, ar trebui să avem cam 5 faze delta de câte 20 de secunde. Deci, din acest punct de vedere, meditația de numărare de respirații stă chiar mai bine decât somnul. Într-o meditație pe mantra de 20 de minute, am putea, în cazul în care suntem un meditator experimentat, să avem cam 8 faze delta de câte 30 de secunde. Într-o mini-relaxare de un minut, există posibilitatea să atingem o fază delta de o zecime de secundă. Într-o concentrare și meditație pe Ajna Chakra de 20 de minute, se pot atinge, iarăși pentru un meditator experimentat, cam 5 faze delta. Iată care este un avantaj al meditației și pe tema aceasta vom reveni mâine. Vom putea ajunge ca prin meditație să recuperăm o parte din odihna pierdută în anii de restanță la somn pe care îi avem. Cercetările vorbesc pentru un adult în vârstă de 45 de ani de 3 ani de restanță la somn în condițiile civilizației moderne. Dar pe această temă voi reveni mâine, așa cum tocmai v-am promis. Până atunci vă doresc o zi minunată, sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine cu plăcere la un nou minut de spiritualitate.